Reprezentantele sexului frumos din Comuna Cumpăna s-au pregătit la rândul lor ore întregi pentru a arăta cât mai bine la petrecerea ce le-a fost dedicată în exclusivitate. Administrația locală și-a dat toată silința pentru ca doamnele și domnișoarele prezente să se bucure de fiecare moment. La Cumpăna, 2015, 8 martie, este sărbătorit așa cum se cuvine pentru toate doamnele și domnișoarele care și-au dorit să ajungă, care și-au dorit să petreacă împreună cu noi. Invitatele noastre sunt bucuroase că pot să cânte, să danseze, pentru că asta e dorința acestora, să fie împreună. Și organizatorii, primăria și Consiliul Local, se străduiesc să le organizeze un spectacol minunat. Femeia, suflet și echilibru acasă la ea, femeia, suflet și echilibru aici, într-o distracție pe care o facem împreună. La mulți ani le spun tuturor doamnelor și domnișoarelor care sunt prezente aici și celor care sunt acasă. Bucurie în suflet, bucurie să aibă tot anul, nu doar în luna martie. Gospodine desăvârșite în celelalte zile ale anului, femeile din Comuna Cumpăna au demonstrat că știu să se distreze de ziua lor. În loc de stripări, doamnele au dansat alături de alte reprezentante ale sexului frumos. Foarte deosebită în fiecare an, deosebită și multă lume, multă lume. Drept dovadă că sunt foarte bine organizați, inclusiv cu trupa de spectacol. Ne simțim foarte bine, un meniu bogat, frumos, să-i dea Dumnezeu sănătate primăriței, că numai lucruri bune și frumoase a făcut pentru comună. E o zi excepțională, ca întotdeauna. La Cumpăna așa se petrece de întotdeauna, alături de toate, de doamna primar, de toate angajatele, de toate colegele doamnei primar, care ne stă la dispoziție și ne organizează fiecare an. Ne simțim foarte bine de fiecare dată la Cumpăna. Totul e ok, totul e pregătit, bine asezonat, distracție multă, după cum vedeți. Că în fiecare an, organizatorii s-au străduit să transforme ziua de 8 martie într-una specială. Mesele decorate, aperitivele sofisticate și muzica pentru toate gusturile au fost ingredientele de bază ale unei petreceri perfecte. Ca de obicei, strădania primarului a fost apreciată, iar doamnele și domnișoarele s-au distrat de minune.